În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Binecuvântați și dremăritori creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos. În această duminică, zi cu profundă semnificație pentru Biserica Ortodoxă Română, zi în care cinstim încă un sfânt român, pe Sfânta Teodora din Carpați, Biserica ne pune la suflet multe învățături folositoare pentru noi. De aceea îngăduiți-mi ca să încep cuvântul meu aducând în memoria dumneavoastră mereu vie cuvântul Sfântului Apostol Pavel cu care ne întâmpină pe noi așa cum îi întâmpina și pe romani acum 2000 de ani. Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Mă voi opri numai la aceste cuvinte, pentru că Evanghelia de astăzi, ca și Apostolul, ne spune stăruitor că dreptul prin credință va fi viu și ne arată și pilda celor doi orbi credincioși ca să ne arate nouă calea credinței pe care trebuie să mergem. De ce Sfântul Apostol Pavel le-a scris romanilor că suntem datori noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși? Care erau cei tari acum 2000 de ani și care erau neputincioșii? Care sunt cei tari din ziua de azi, cei vechi și care sunt neputincioșii zile de azi? Iată întrebări la care vreau să vă răspund astăzi. Când Apostolul Pavel a scris această epistolă, Roma se confrunta cu mari curente păgâne, dar română de oameni credincioși erau tari în credință și păstrau cu sfințenie predanile pe care le primise de la apostoli. De aceea îi socotea tari, care sunt cei neputincioși. Sunt iudeo-creștinii care căutau să păstreze și învățătura Vechiului Testament, legea Vechiului Testament și cea a Noului Testament, de care Sfinții Apostoli la Sinodul Apostolic ne-au sfătuit să ne păstrăm, să păstrăm credința adevărată și să ne îndepărtăm de faptele legii. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi socotea pe aceștia neputincioși că nu aveau tărie să se despartă de faptele legii Vechiului Testament și să urmeze dreptarul credinței sănătoase. De aceea cei tari erau credincioși și cei neputincioși erau cei care amestecau învățătura de credință fie cu învățăturile păgâne ale demonilor pentru că erau într-un stat politeist, fie că le amestecau cu învățături din legea Vechiului Testament, pe care Sfinții Apostolilor s-o coteau sfântă, dreaptă și bună, dar care și împlinise chemarea ei odată cu venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Deci cei tari erau credincioșii, așa cum sunt și o parte din biserică, dar care sunt neputincioșii zile de astăzi? Sfântul Apostol Pavel parcă citea peste veacuri cum aveam să ne comportăm noi cei care ne socotim tari în biserică și vechi în credință. Ne este dat și astăzi să vedem că cei care se consideră vechi în biserică și tari în credință ne socotesc într-un fel pe cei care sunt începători și care nu știu chiar toate normele legii liturgice când vin în biserică. Ba, unii trec de aici, acolo, ba, trec prin ușile împărătești, pe lângă ușile împărătești. Deci, sunt oameni care nu știu, dar care vin pentru prima dată și noi trebuie să-i primim cu bucurie și să-i sfătuim cu înțelepciune ca să putem, prin dragoste, să schimbăm pe cel care vine pentru prima dată la credință. Dacă s-ar opri aici lupta dintre cei vechi în credință și cunoscători a toate și cei care sunt începători, s-ar mai vindeca lucrurile, dar lucrurile se amplifică și când e vorba de o mormântare sau alte lucruri religioase pe care le facem prin casele noastre,
Sunt unii care se socotez vechi de zile în credință și tari și în loc să-i sfătuiască cum trebuie, nu îi sfătuiesc nici bine pe cei care sunt începători. Ba există și o categorie care își aduc aminte nu din ce au învățat, din ce au auzit ei cândva de la bătrâni, nu fă asta, nu fă asta, nu trece pe acolo și nu, încât la un moment dat nu mai știi cum să faci. Mai sunt și unii care, numai că n-au semne de circulație în mână, dar care dirigează circulația prin biserică, fără să fie puși în această ascultare de cineva. Este bine să ne căutăm locul nostru în biserică, bărbatul în partea dreaptă a Mântuitorului, aici unde e icoana Maicii Domnului să stea femeile, și fiecare să caute, să placă aproapele său întru toate la ce este bine spre zidire. Și fundamentează Sfântul Apostol Pavel zicând că și Hristos n-a căutat a sa plăcere și ocările celor ce te ocrăsc au căzut asupra mea. Deci iată cum ne învață să ne comportăm unii cu alții, încât în Duhul dragostei să-i câștigăm pe toți. Că spunea Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut tuturor toate ca măcar pe unii să-i dobândesc. De aceea, atunci când facem observație unuia, să nu o facem în duhul tăriei și al discordiei, ci dacă putem să o facem sfătuitor, ca un părinte iubitor de fii. Că și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă lucrul acesta. Iar Sfântul Vasile cel Mare trebuie să ne îndeamnă ca să ne purtăm în toată curățenia, având ca lege dreptatea, dar și dragostea. De aceea, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel scria și nu numai celor din Roma, ci și nouă, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Preiubiților, Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi ne pune imaginea unor orbi credincioși. Domnul se afla în Capernaum, unde a săvârșit nenumărate minuni. A mai vindecat mulți îndrăciți, mulți betegi, ologi, neputincioși, paralitici, dar de data aceasta, când a intrat în casă, s-a ținut după el doi orbi și îi strigau, miluiește-ne pe noi, fiul lui David. Ce vreți să fac? Să vedem. Fie vouă după credința voastră, și-au plecat văzând. A mai tămăduit Domnul încă un orb, dacă vă aduceți aminte, la scăldătoarea Siloamului, care după ce l-a tămăduit, l-a uns cu ochii, a făcut tină, s-a dus la Siloam și Domnul s-a făcut nevăzut. La fel s-a întâmplat și când s-a dus la slăbănogul de 38 de ani, după ce l-a tămăduit de această boală, 38 de ani a stat acolo în scăldătoare, a vitez, dar și nimeni nu l-a împins în scăldătoare, iar după ce a făcut această mare minune, Domnul s-a făcut nevăzut. La fel a minimalizat și minunea pe care a făcut-o când a înviat pe fiica lui Iair, când i-a spus, n-a murit, ci doarme. Ceilalți râdeau de el, a murit. Și Domnul s-a făcut iar nevăzut ca să ne învețe pe noi că atunci când facem un bine, să-l ascundem. Ca pe grâu, când îl semănăm, îl punem sub pământ, al minter nu rodește. Vedeți cum a făcut cu acești orbi? Le-a poruncit cu asprime, spune evanghelistul, să nu spuneți nimănui nimic. Așa cum spunea ieri când și-a arătat dumnezeirea pe Tabor, a spus ucenicilor săi, Petru, Iacob și Ioan, vedeți, nimeni să nu știe până când Fiul omului nu se va prea slăvi. Cât de discret a fost Mântuitorul și cum ne învață pe noi cu discreție când facem un bine, să-l ascundem ca să nu cumva să luăm plată de la oameni și să ne trezim înaintea lui Dumnezeu că n-am făcut nimic și n-am știut să ne, agonisim cu o moară în cer, așa cum ne-a poruncit El să nu știe stânga ce face dreapta. Sfânta Evanghelie ne mai spune că a mai vindecat și că a adus la El un mut îndrăcit,
și l-a tămăduit și pe acesta. Va mai spune că a făcut și multe alte minuni, încât poporul spunea, nu s-a pomenit în neamul nostru cineva să săvârșească aceste minuni. Dar mai era o categorie de oameni care căutau nu numai să minimalizeze minunea pe care a făcut-o Mântuitorul, chiar să desconsidere pe cel care făcuse minunea. Nu numai că n-au văzut minunea care a făcut-o și multe alte minuni, ci cărturarii și fariseii pur și simplu căutau să-l desfințeze. Evanghelia ne face să înțelegem că nu numai atunci erau cărturari și farisei, că sunt și astăzi care, și deși văd multe minuni, caută să minimalizeze învățătura Mântuitorului și chiar să-l desconsidere. Alții chiar să răstălmăcească, cum face prorocul mincinos, inspirând pe atâți profeți falci ai zilei de astăzi. De aceea ei căutau să îl nesocotească pe Mântuitorul și aveau o judecată stricată, zicând, cu demonul demonilor scoate pe demoni. Dar cum le spunea Mântuitorul, păi poate demon pe demon să scoată? Care împărăție va face așa, nu se va dezbina întru sine? Dar dacă a venit la voi Dumnezeu și degetul lui Dumnezeu va arăta și voi nu vedeți, înseamnă că sunteți oruși și nu vedeți. Și acestor Mântuitorul Iisus Hristos avea să le răspundă, nu după multă vreme, prin desmoștenirea pe care le-a spus-o, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care aduce roadele ei. Dar Sfânta Evanghelie ne spune un lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă, ca să vedeți activitatea Mântuitorului. Spune așa, că Mântuitorul mergea din casă în casă și din cetate în cetate, propovăduind împărăția lui Dumnezeu cu putere. Și mulți credeau în el. Iată deci activitatea desfășurată de Mântuitorul, activitate misionară, că dacă te duci în Țara Sfântă, te minunezi cum putea să treacă din casă în casă și din cetate în cetate, într-o căldură mai mare ca aceasta în care suntem noi, în care noi abia ne târâm către biserică. Și el căuta oaia cea pierdută, dragma cea pierdută, căuta pe fiecare om pe care să-l învețe tainele împărăției lui Dumnezeu și să vindece orice boală și orice neputință în popor. Aceasta ne arată nu numai vrenicia Domnului, ci ne cheamă pe noi să avem și noi această vrenicie, ca să căutăm să vestim împărăția lui Dumnezeu la tot omul care e pe pământul acesta. Așa cum făceau înaintașii noștri, că noi auzeam de la bătrâni cum trebuie să credem și cum știau ei Scripturile și cum duhovnicește grăiau cu noi, pentru că Dumnezeu le descoperea lor tainele împărăției lui Dumnezeu, pe care le ascunde de cei înțeleși și pricepuți și pe care le descoperă celor smeriți și chiar pruncilor. Așa au păstrat părinții noștri. Această credință a avut-o și Sfânta Teodora de la Sihla. A auzit-o de la tatăl, de la mama, că era ostaș la cetatea de la Suceava. Și mai avea o soră, Margherita, care s-a căsătorit și asta, și ea era căsătorită și s-a înțeles după nuntă cu soțul ei să devină călugări. Și el a plecat în munții Buzăului și a ajuns duhovnic iscusit, iar ea s-a retras într-o peșteră. Și acolo a trăit și a ajuns până la îndumnezeire. A făcut din peștera aceea ca o gură de rai, că numai dacă harul lui Dumnezeu te ocrotește, poți să rămâi și vara și iarna acolo fără foc și fără haine. Așa a trăit, așa s-a nevoit, cum pe 5 august îl prăznuim pe Sfântul Ioan Iacob Românul și în cea mai mare arșiță, el plecat de acolo de la Neamț, la Creniceni a fost el, dar călugăr la Neamț, și el s-a nevoit pe Valea Iordanului și la Hozeva, și acolo acești sfinți români, printr-o viață curată, au fost plăcuți lui Dumnezeu. Au părăsit lumea și slava acestei lumi și au căutat să urmeze poruncile lui Dumnezeu. Au devenit duhovnicești și Dumnezeu le grăia duhovnicește, pentru că erau smeriți. Mergeau, se spovedeau
Și Dumnezeu pentru aceasta a făcut, le-a scris numele în cartea vieții și au rămas neputreziți. Sfântul Ioan Iacov Românul minunează toată creștinătatea ortodoxă în pustiul Hozevei, iar Teodora din Carpați, cum se păstrează, Teodora de la Sigla, moaștele ei a minunat tot Orientul, toată Rusia, toată Ucraina, că toți când se duc pe malul Nipurului, acolo unde este o peșteră, unde sunt foarte mulți călugări care s-au nevoit acolo, acolo se păstrează și moaștele Sfintei Teodora de la Sigla. Au făcut călugării de la Sighăstria o mănăstire de mare frumusețe acolo și se face slujba astăzi, cum la slujba cinstirii cuvioasei Teodora de la Sigla am fost chemat și eu și ni s-a dat de acolo de către Mitropolitul Moldovei moaștele acestui mare sfânt, Sfântul Paisie de la Neamț. Când veți răsfoi paginile pe internet, veți vedea și imaginile frumoase ale prezenței noastre la această slujbă zmerită cu toți călugării, stareții și staresele care o cinsteau pe cuvioasa Teodora și ne-au dăruit așa dar mare moaștele Sfântului Paisie de la Neamț. Iată deci, iubiți credincioși, cum a rodit cuvântul lui Dumnezeu pe pământul patriei noastre. Cum voi răsplăti Domnului pentru toate bunătățile care mi-a dat mie? Și răspunde psalmistul, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Cum ar veni aceasta, mă veți întreba. Adică suntem în post acum, să postim, să ne spovedim. De câte ori vei cădea, ridică-te și te vei mântui și Dumnezeu te va curăți și te va ridica din moartea păcatului. Ridică-te, sfințește trupul și sufletul, caută să faci lumină în interiorul tău și să poți să greie și tu despre Dumnezeu și atunci te vei împărtăși și vei vesti și tu numele lui Dumnezeu în lumea aceasta. Căci dacă grăim mai în adânc, cum ne este și plăcut să lăsăm cuvântul nostru, că adâncul pe adânc se cheamă, doi orbi și un mut sunt adeseori nu numai în prejurul nostru, ci și noi. Noi care ne limităm numai la vederea aceasta, care lumina care răsfrânge frumusețea din afară în noi, dar la interiorul nostru care poate să aibă o vedere duhovnicească mai puternică decât cea fizică, de cele mai multe ori o ignorăm. De aceea să ne ajute Dumnezeu să avem și noi vederea aceasta prin credință, care este mai puternică decât vederea cu ochii și decât vederea rațională. Cu ochii vezi până departe, cu mintea vezi mai departe, iar cu sufletul credem în veșnicie, iar dreptul prin credință va fi viu. Amin.